Începând de astăzi, la Budapesta se desfășoară Openul Ungariei, competiție rezervată celor mai buni tenismeni de la categoria seniori. România este reprezentată de Bernadette Cioci, Hunor Cioci, Ovidiu Ionescu, Daniela Dodean, Cristian Pletar, are și Poș, Arina Sângiorzan și deslătinencele Adina Diaconu și Irina Ciobanu. Sunt concursuri de verificare pentru noi, sunt concursuri în care sportivele își vor verifica nivelul de pregătire la acest moment. Sigur că obiectivul nostru va fi participarea la campionatele mondiale și urmează în luna februarie grand final pentru Adina. Deci concursuri importante pe care aceste sportive le au în planul de pregătire. Adina Diaconu participă la competiții de acest nivel încă de pe vremea când era junioară. Este primul Open de seniori în postura ei de senioară, pentru că acum este senioară. De aceea spun că sunt concursuri de pregătire pentru ea în vederea participării la campionatele mondiale și de seniori, dar și la Cupa Europei. Openul Ungariei de senior se va încheia pe data de 21 ianuarie.